Și cu această freză demnă de ministru Tătaru, fostul ministru al sănătății, cu această freză vă dau bună dimineața, scumpi și dragi ai mei colegi de pe canalul de YouTube. Ce faceți? Cum sunteți? Zi de luni, nici iarba nu crește de cum să se ruleze. Fără cafea ce ne-am face? Dar unde e cafeaua? Unde e cafeaua? Pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc pentru ea. Mulțumesc pentru cafeaua oferită cu generozitate de voi. Ce să facem? Fără un pic de energizant, nu ne apucăm să povestim pe canal. Cum sunteți? O să-mi spuneți la comentarii, știu, dacă a sunat clopoțelul, prima dată vedeți videoul și după aia intrați la comentarii să dezbatem acolo problemele. Ia că e februarie și plouă infernal și noi ne iubeam pe canale, parcă am fi venețieni, pe canalele de YouTube, nu în mansarde. Cum era clipul ăla cu Băsescu, atunci când a candidat a doua oară, apărea el și zicea, afară plouă. Lui îi plăcea să plouă, să curgă, să gâl-gâl-gâl. Președintelui actual îi place slalomul. Președintelui nostru îi plac cristianele și carmenele, dar și cristianele făcute acolo, pe pârtie, la Păltiniș. Ci că urșii nu mai stau în hibernare, deoarece e multă lume pe pârtie, ei simt miros de om, simt că e rost de mâncare și... Cum se face să ducem parlamentarii un pic la schi? Sau să chemăm urșii la Casa Poporului? Că dacă tă nu hibernează... Da, polei, mult polei, mai ales în vest. Polei în vestul țării, așa că poate mai alunecați aici pe canal. Vă mai adăugați câțiva să ne apropiem de 6.000 de subscriber. Mulțumesc și pe această cale. Vândem cu celeritate vorba președintelui, că ne apucăm să facem spitale. Bă, de sâmbătă până azi, de vineri până azi, s-a făcut un spital. Nu, că nu suntem chinezi. Ăia în 7 zile făceau și heliport. Băieți deștepți. La noi o să mai treacă vreo 7 ani, încă niște crize, încă niște drame, încă niște tragedii și nu o să ne trezim. Nu spitale, asta e, nu sunt spitale. De ce? Spunea cineva din politică, cineva care știe, zice, domnule, nu sunt pentru că nu se vrea, ci că în sănătate, în domeniul sănătății, când se fac licitațiile, acolo se dau cele mai mari țepe. Cea mai mare corupție e pentru achiziția de aparate și de produse pentru spitale. Uite, în China, un nene acuzat și dovedit de corupție, ce a fost? A fost executat. I-au făcut dosarul, l-au dovedit, omul a ridicat din numeri, au zis că asta e, și l-au executat, că-s chinezi. Da? La noi ce se întâmplă? Chiar dacă ai dovadă, negru pe alb, la noi există mirul. Te miruiește și te protejează, îți dă imunitate. Chinezii nu le au cu mirurile, cu mătăniile, cu astea. Ai făcut asta, ai băgat banii înapoi și zice lumea că ștrengar. Dar noi mergem pe pârtie și schiem ce să construim. Vai de noi! Vai de noi! În America au rămas câțiva înzăpeziți, acolo lângă o stațiune montană. Și era și un echipaj sanitar care avea niște doze de vaccin. Întâmplător, vaccinase pe câțiva din sătucul ăla și mai rămăsesele niște doze. Și ce-o zis? Că până vine cineva să ne salveze, nu vreți voi să fiți vaccinați? Ce-o zis? Așa au zis sanitarii. Lumea tătă, gata, câte doze ai? 5, cât suntem 7, nu, tragem la sorți. Eu primul, hai! În așteptarea dezăpezirii și-au făcut vaccin. Ei, cum s-au schimbat vremurile. Pe timpuri, când rămâneai înzăpezit, venea un Saint Bernard la tine. Știți? Câinele ăla maestos cu butoiașul de coniac la gât. De aici și bancul ăla. Doi înzăpeziți după o avalanșă. Strigă ce strigă, stau acolo să încălzesc. La un moment dat, unul vede Saint Bernardul cu coniacul la gât că se apropie de ei și zice, uite că vine cel mai bun prieten al omului. Celălalt se ridică și el de după 3 ani și zice, da mă, și uite ce câine frumos îl aduce. Pentru noi nu e așa, cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă este cafeaua, care se poate dona fără probleme pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Și în Cluj-Napoca avem tulpină de virus africană și britanică, urmează și africană, tulpină britanică.
De unde e mama dracului, mă, că suntem tot închiși, tot 14 zile ne mai dau, 14 zile ne mai dau, deja va facem recurs. Ne tot închid ăștia. Tulpini britanice, tulpini africane, tulpină braziliană. Aia cred că e mișto. Încep să dansezi, să dai din buric, samba si trabajo, nu. Dar o să scotem și noi o tulpină, mă. O tulpină adevărată, o tulpină românească. Cum te manifesti după tulpina românească a virusului? Încep să dansezi pe manele. Nu credeți? V-am zis. Tot mă întrebați că ce te dau cu Zanzibarul, cu Zanzibarul. Pe fiți atenți. Mă, în Zanzibar a ajuns și prietenul nostru, Vali Vigelie. N-a ajuns taifunul, n-a ajuns uraganul. După alte mii și mii de români, a ajuns Vali Vigelie. Și acolo, pe plajă, în Zanzibar, printre băștinași, printre autohtoni, a pus o stație, un microfon și dă-i cu maneaua. Dă-i cu maneaua. Bineînțeles, alți români de bună credință îl filmau și îl fotografiau. Așa ocazie, nu poți rata, domnule, nu poți rata. Am dus maneaua și în Zanzibar s-a terminat. Ne mai trebuie spitale, ne mai trebuie școli, autostrăzi, aiurea. Zanzibar, capitala României. Am dus tradițiile acolo. Păi ce să ducem noi? Călușul oltenesc? Ce să ducem acolo? Hora staccato? Ce să ducem? Invențiile noastre de ultim moment? Maneaua, peste tot maneaua. Ăștia din Zanzibar, când a început să cânte Vali Vigelie, și-au dat jos scoicile de la gât, și-au lepădat hăinuțele și-au început să încingă un dans tribal după maneaua lui Vali Vigelie. Vali Vigelie dă maneaua tare în Zanzibar. Mi se pare o știre extraordinară. Noi românii, peste tot pe unde ne ducem, punem o manea. Diaspora română e mai puternică acum în Zanzibar. Nici nu știu dacă îl mai lasă înapoi să vină înapoi pe Vali Vigelie, pentru că ăștia din Zanzibar zice, noi om fi o țară frumoasă, o insulă frumoasă, un arhipel. Ce om fi noi, dar totuși noi nu avem imnul țării. Și atunci hai să-l rugăm pe domnul Vali Vigelie să ne compună un imn. Să iubești două femei, să vezi câte palme ți iei. Ar fi o chestie, domnule, acum, dacă nu mai au petrecanii, cununii, botezuri în România, să meargă maneliști în Zanzibar. Și să nu mai meargă niciun avion după ei. Simți enorm și vezi monstruos în 1852, într-o zi de 1 februarie, alții zic că pe 30 ianuarie, oricum se năștea Ion Luca Caragiale. Cum bine zis, a Caragiale. Uitați-vă în jur, uitați-vă în stânga, uitați-vă în dreapta, în sus, în jos, peste tot lumea lui Lache și Mache, alunea mitică. A avut dreptate Caragiale, nu degeaba scria foarte greu. El scria foarte greu. Își cizela fraza până la absurd, până la sclipiri de diamant. Nici n-a lăsat multe cărți, să zic așa, în urma sa. Dar ce a lăsat, dragă, rămâne o analiză a caracterelor românești, a moravurilor românești. Nea Ion Luca Caragiale. Apropo, ce cărți ați mai citit luna care tocmai a trecut? Fiind Sfântul Ion, eu am citit numai autor cu Ion. Pe cuvânt, am reluat Ioan Slavici, amintirile lui, Iona Gârbiceanu, Ion Brad, ok, a fost și ăsta, Ion Luca Caragiale, Jean Dormesson, da, Ion. Ioana Pârvulescu, foarte bună carte, Ioana, vă recomand, cu Ion, a fost luna lui Ion. Am citit autor cu prenume Ion sau Ioana, da. Și Caragiale merită reluat. Simți enorm și văd monstruos. Văd monstruos. Păi asta vede și Prodanca, nu? L-a făcut pe Becali și pe ai lui șobolănei. Nu șobolan. Când zici șobolan, zici așa. Dar când zici șobolănei, îți dubioși. Și Becali a răbufnit să tacă Prodanca. Că dacă mă apuc eu să zic ceva, le place, nu? Să meargă în Zanzibar, să se certe pe ritmurile manelelor lui Vali Vigelie. O săptămână bună vă doresc, mulțumesc de urmărire. Vă mulțumesc anticipat pentru comentariile pe care le veți scrie la acest video și să nu uităm ca sărbătorim. Ce sărbătorim? Ziua lucratului dezbrăcat. Nu vă arăt cum îs de la brâu jos. Acum, de când e pandemie și lucrăm de acasă, pantalon nu ne mai trebuie, chiloții stăt ca noi, de aici, de la brâu în sus, să fie ok, cât te vede lumea virtual. O zi bună, o zi frumoasă,
Să începem săptămâna cu bine și dacă s-ar putea, fără necazuri și fără catastrofe, cu bine să începem această lună a lui februar. V-am salutat și scuze deranjul.